Uite, a doua bornă kilometrică. Aici ai. Hai, pe Via Transilvanica, tot înainte. Doamne, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Cu noi este Dumnezeu, salut copii! Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de tine ajutor întunecazuri nu avem. Doamne, puterilor, miluiește-ne pe slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, de neamia via pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta duse spre noi. Precum am îndrăznit Mântuitorule Fecioară. A treia bornă kilometrică, Doamne ajută, de ce bine, este pe drumul cel bun, haideți cu noi. Dumnezeu cu noi, amin. Drum forestier Stegea, Putnișoara, 10 km. Uite acolo centenar, catăi. Hai, tune-te și fulgere că plecăm. Doamne ajută să ne acopere, Maica, nu să acopere mântul Tău, amin. Poate pelerina. Hai, ajungi la a patra bornă kilometrică. O să filmez încă până la a șasea și după aia pe care a scos eu pelerina. Uite, încep citatele care le-a pus un părinte. Adu-ți aminte de viață înseamnă a-ți aminti de Dumnezeu. A nu-ți aminti de viață înseamnă a muri. Sfântul Teotim de Tomis. Da, frumos. Via Transilvanica, hai, Doamne ajută-mi să nu ploaie tare. Da, păi ți-am zis, borna numărul 5. Munca intelectuală stăruitoare și studiul naturii Dumnezeu sunt îngerii care mă vor călăuzi de-a lungul tuturor vicisitudinilor vieții acesteia, aducându-mi linare, tărie și o rigoare de neabătut. Albert Einstein. Mai rău să ragi la un sfânt, un citat, fain. Suntem pe Via Transilvanica. Toate ce o casă. Nu-i copac, nu-i lângă copac. E din aia de vânătoare. Te urci în ea și tragi. Uite tu. Suntem pe drumul cel bun. Yeah. Transilvania, I love you. Și am găsit primul izvor după 5 km și ceva, aproape 6, pe Via Transilvanica, slavă Domnului. Bei și nu mai mori. Borna a șasea, pe care în stânga, deci înainte, aici, în stânga. Ia. Natura îl ascunde pe Dumnezeu, dar nu de oricine, Ghiote. Mă dați-mă din Sfinții Părinți, mă, moșilor. Domn Fărăstier, Străjinoasa Sud, 3,8 km, haideți. Începe ploaia, fraților. Aici e un luminis. Da. Rugați-o pentru noi să ne prinde tare. Hai, ne rugăm, Maica Domnului, să ne păzească, amin. Prea sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Asta e borna 8. Nu scrie, da. Decât trebuie știu asta, e borna 8. Via Transilvanica. Ploua de rupe aici. Nu foarte tare, dar am spus un luminist acolo. Maică Domnul să fie lumina noastră, călăuza noastră. Să văd ce scrie aici. Natura este o liră uriașă pe care cântă poetul Victor Hugo. Yeah, yeah. Și cred că suntem la borna 9 sau 10, nu mai știu exact. Da. Trecem cărarea. Pe cărarea șerpuit. Mulțumim celor de la Via Transilvanica. Michel de Montagne. Nu cunosc o școală mai bună decât călătoriile. Da, bine. Deci Via Transilvanica o ia pe aici pe cărare în sus. Așa că drume bune, moșilor! Doamne, ajută-ne!
Tu l-ai pe amneu. Murcă prin pădure, laur. Tâiul e aici. Plouă, dar sunt acoperit de copaci. Maicii Domnului. Asta a fost prima pantă cea mai tare aici, cum urci. De la drumul ăsta. La mă stia porna. E pe porna 9 sau 10. E o pantă grea. Deci tot înainte, moșilor, hai! Voltaire, universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că ar putea exista ceasul fără un ceasornicar. Ia Transilvanii ca să vedem pe unde o luăm. Hai și tu. Spre Putna, în dreapta, chilia lui Daniel Sihastru. Spre Palma. Ah, ce tare e și încolo. A, coborâm. Mâi, la Moldova cred că vine. De tău, hai. Citește. Cel mai frumos și mai convingător discurs despre dragoste este îmbrățișare. Părintele Dumitru Stăniloae. Așa da, mă. Ia Transilvanica, mulțumim. Tos sau sos. Sau Atos. Hai, spre Atos. După urcare a venit și coborârea. Uitați aici, mâul de la Moldavia și tău de la Transilvania, din Moldavia în Transilvania. Aia e Laurent, în față, numărul 1. Doamne ajută! România! Amin! Totdeauna, fraților, când dați de un râu, râu vă duce la mal, vă duce la vale. Cum am dat de un copac aici, hai să vedem cum îl trec. Și slavă Domnului, fraților, am dat de drum adevărat. Până acum a fost cărare de rai. Acum începe drumul spre iad, că-i păvat cu intenții bune. Facem un păpas aici. După ce scăpați din pădurea asta de deasă, dați de drumul ăsta bun. Via Transilvanica continuă. A, kilometru 2,930, adică 3 km, ok, te taf acolo. A, mă, cum e asta, frate? Wow, am dat de asfalt, asfaltation, prima pensiune, Andias. Dacă ați ajuns aici, sunteți bine, moșilor, sunteți pe drumul cel bun. Haideți pe Via Transilvania, Transilvanica. Vedem ăștia moșii, merg pe Via Transilvanica. Mă ajută, a? Da. Pe Via ați plecat? Da. De unde ați venit? Da. La Putna. Da. Și unde mergeți? Păi rămâne mai geasă, care l-a spus. A, mă răspire? Nu. În sat? Da. Aveți drum bun. Și noi tot pe Via. Mai bine. Dinamo, taci! Drumuri bune! Hai! Puțin ne-am ocirlit. Mergem să... După ce ne-am ocirlit, au! Ha? O scăge la Putna. Băi, au plecat de dimineață, sigur. Am văzut o urmă de pițor. Deci, merge la măsia Sucevița acum. Să vedem. Dacă căpăm sau plecăm de parte spre Moldovița, haide să mă ajungem cu noi. Și după ce ne-a cărat și ea, încărătul și noi, ajungem la mănăstirea Sucevița, fraților! Uite pe Moș Crăciun! Doamne ajută, Moș Crăciun! Doamne ajută! S-a speriat moșul. Mănăstirea Sucevița, ctitorie, a nu știu cui, mai știu. Acoi ctitoria. Aici, în dreapta. Mamă, ce râu, aici am plouat mai tare. Sus. Uite-o, ai mândră și frumoasă. Ca o mireasă. Superbă. Vizitați mănăstirea Sucevița. Uite, Via Transilvanica. Da. Superbă. Haideți și voi! Aici, stânga, mă!
Da. Hai, Doamne ajută.